Acesta este Bicycle Chainless. Ceea ce vedeți este designul original al pachetului Bicycle de prin anii 1900, mai exact anul 1899. Din câte știu, cei de la Bicycle au scos această ediție pentru a comemora acel lucru. Îi zice chainless pentru că vorbim de biciclete, bicycle, biciclete, chainless, lanț, v-ați prins? Practic, de când s-a inventat bicicleta, lanțul a fost tot timpul lângă bicicletă. Deci lanț egal bicicletă aproape tot timpul, mai puțin până în ultimii 5-10 ani de când au apărut o fel de invenții dubioase. Hai să vedem cum arată exact acest pachet. Avem sigiliu. Sigiliu, nu știu cum îi zice la chestia asta, dar se deschide ok, clasic, frumos. Bam, am rupt tot sigiliu. Ok. Hârtia, din start, pot observa hârtia nu este lucioasă, este o hârtie mată la atingere, are părți embossed, ceea ce îmi place. Practic vorbim de un pachet premium ca și caracteristici, dar ca și preț să știți că este la mid-range, acolo undeva la 30 ceva de lei, cel puțin în momentul de față. Fața are părți embossed, nu știu de ce nu scrie chainless nicăieri pe el, probabil de aceea apar cele două biciclete. Aici aceste 4-5 margarete sau floricele sunt embossed. Sigiliul este unul diferit față de cel clasic bicycle, este lucios și cu ceva negru în el. It's a monster! Fața, bicycle, playing card, Cincinnati, air cushion finish, zine ceva nou, made in USA, of course, cod de bare, nu ne prea interesează, sus scrie din nou bicycle. Hai să vedem cât de rezistent este sigiliul acesta. Crea mai rezistent, fiind atât de lucios și frumos. Ok, sigiliul l-am rupt foarte ușor, mi-e așa îmi place să rup sigiliul, astfel nu rămâne mizerie nicăieri. Hai să deschidem cărțile. Ok, interiorul este alb. Uite, embossed. Ok. Scoatem cărțile. Mi se pare ușoară cutia. I know. Reclamă. Invers. Reclamă. Get a seat table at. Bla 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 bla. Designul acestei cutii este inspirat din designul primei cutii realizate vreodată de Bicycle în anul 1885. Which is pretty cool. Deci 1885 așa ceva arăta. Probabil, adică sigur, fără embossed. Ok, spatele cărților este, obviously, spatele de pe bicycle, de pe cutie. Chiar seamnă, fără partea de embossed. No embossed. No, 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 supreme. No, no, no. Ok, mergem. Interesant. Joker. Avem primele cărți. Jokerul și Jokerul. Unul alb-negru, unul color, dar din câte cred eu culorile sunt un picuț mai intense decât la Rider Back. Sunt un picuț altfel. Roșule nu e acel roșu urât. Și albastrule, cel puțin e unul sigur mai închis. Galben nu e din nou unul mai închis, mai saturat, ar zice eu. Bicycle Classic, cartea de United States Playing Card și niște cifre jos, cifre random. Deci dacă tot ai face un pachet, de ce ai pune cifre random jos? Doiu? Opa, design diferit. Sincer, m-aș fi așteptat la un design foarte asemănător de bicycle, dar avem ceva complet diferit. Avem picioruș la spade. Astea sunt, pipsurile sunt mult mai mici. 2, 3, 4, 5, același lucru. Foarte interesant și la finish. 9. Și... sexy. Galben, mult galben și galben frumos. Galben auriu, acest galben auriu. Este foarte interesant să vedeți cărțile royale. Not bad for a white guy. Chiar arată bine. Chiar arată bine. Classic bicycle, culori mult mai bune, mult mai plăcute. Sincer, îmi plac mult mai mult culorile. Oh, roșu. Nu mai este roșu urât. Este roșu frumos. Acest roșu, un roșu asemănător, l-am văzut în multe cărți premium. La multe cărți premium. Diamantul, din nou, este mult mai diferit față de un, față de un rider back. Bia, nu mi-aduci un rider back. Deci, avem... Chainless versus Rider Back. Culori mult mai roșii. Clar, clar. Îmi place mult mai mult Chainless-ul. Uite cât de bine arată. Nu e acea curbură acolo neinteresantă. Asta e mai modern, mai frumos, mai interesant. So, thumbs up, big like for Chainless. Din păcate, acest pachet este destul de underrated pentru că puțin știu de el. Puțin chiar au pus mâna pe el și, sincer, chiar arată bine. Uite, avem exact același picioruș prezent și la treflă. Regele, regina, juvetele.
Bam, 3 dintre ei. Arată super fain. Arată super fain. Merge galbenul ăla foarte bine. Parcă aici, sincer, la trefle mi se pare un pic cam mult negru. Cel puțin la o primă privire. Parcă aș mai fi pus ceva gol în interiorul lor. Dar, în schimb, cred că compensează și faptul că pipsurile sunt mega mici. Ceea ce cred că va arăta bine la fanuri. Asul de trefă. Ok, inima roșie. Din nou, un roșu frumos. Un roșu mai cald, mai cărămiziu, mai interesant. Like it, like it a lot. Place mult mai mult așa și cu galbenul acela merge super. Inima roșie, tot așa un pic grăsuță. Chestia asta cred că am observat la Crown Deck. Puteți să vă uitați la review la Crown Deck. Este un review foarte fain. Cel puțin mie îmi place. Of course, it's made by me. La 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 la. Hârtia pare mai premium, să știți, pentru că... La rifle, să știți, am luat multe pachete în mână, dar acestea, la un rifle, le simți fiecare individual. Nu știu, pare foarte interesant. Simți cum cade fiecare carte. Simți, efectiv simți. Nu stau la fel de bine blocuri de cărți. Probabil cum are air cushion finish-ul ele, de aceea și alunecă bine. De aceea nu sunt foarte recomandate poate pentru XCM, decât pentru cei mai avansați care deja au un control foarte bun. Dar în schimb la fanuri nu avem probleme. Hai să vedem cum arată acele pipsuri mici, 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 mici. Dacă reușește cineva să facă și un fan decent. Fan decent, vă rog. Băi, stai, nu-mi iese mie sau nu? Da, cred că pipsurile sunt un picuț mai mult decât ar trebui îndepărtate față de margine, deoarece într-un evantai nu se văd. Cred că au păstrat marginea. A, nu, clar, sunt mai îndepărtate. Uitați-vă cât de, care este distanța de la un rider back, care este mega în margine, față de chainless, care este mult mai trit. Dat fiind acest fapt, la thumb fan nu se văd atât de bine, deoarece sunt multe cărți. Dacă facem un thumb fan cu mai puține cărți, ele deja se văd foarte frumos. Îmi plac astea mici, dar puteau să le pună un picuț mai încolo. Chiar puteau. Hai să vedem cum se merge la un double fan. Smooth. Buttery smooth, I might add. Se mișcă foarte bine. Ui, ce bine arată toate cerculețele. Uite ce mișto arată toate cerculețele astea. Foarte tare. Ele chiar arată bine. Hai să vedem cum se mișcă one-handed thumb fan-ul. I like it. Ninja. Color changing. Sincer, sunt surprins de Bicycle Chainless. M-a încântat din toate punctele de vedere, mai puțin de faptul că avea o mică distanță acolo față de margine. Cred că chiar putea fi mai încolo. Dar în rest, eu zic că își merită toți banii, mai ales că nu este un pachet extra valoros. Este unul pe care și-l permite absolut oricine. Este clar ceva diferit de Bicycle. Eu zic că avem o calitate a hârtiei mai bună, un design mult mai bun, culori mult mai frumoase, un spate mai interesant, dar în același timp este mega accesibil. Eu sunt Edu de la Magic House, sper să ne revedem și cu alte review-uri.